Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, mă ajută foarte tare. Să vorbim despre Maria, foarte nervoasă de la gală. Asta poate că pentru că n-ai și mireasa săptămânii, cum se aștepta, pentru că a fost pusă Iuliana, ca să nu fie eliminată, a fost pusă de staff, să știi, nu de voturi. Așa face stafful, cred că v-ați obișnuit cu ei. Când e cineva în pericol de eliminare și nu au control, de obicei au, dar câteodată n-au, de exemplu, cum a fost acum. Nu se știa cine iese mama săptămânii. Așa că nu se știa ce votează mama săptămânii, așa că a pus-o pe ea și pe Delia, le-a pus în top ca să fie protejate. Stil de staff. Apoi Maria a făcut curat prin camere, a făcut curat în baie, pentru că ei așa au stabilit fetele, casa fetelor, că să facă curat duminica, nu știu de ce. Puteau și sâmbătă foarte bine, ele au hotărât duminica, nu contează asta. Andrada a dat cu mopul, totul bine și frumos, s-au dus în baie, au curățat și acolo. Apoi Maria a văzut niște haine la spălat și a întrebat cine le-a pus. Antonia a zis că ia, vreo problemă, dar nu trebuie să spele astăzi, că e păcat. Care e păcat? Că apeși pe buton? Da, să dai cu mopul să faci curățenie, cum e? În opinia lor, bineînțeles, eu nu cred în așa ceva, eu fac când am timp. Și Maria toată nervi, plină de nervi era, nu-i convenea nimica. Apoi s-a schimbat lejeriile, nu știu, nouă ni le schimba luni, dar la două săptămâni. Și pe pilota ei a văzut o pată, vai ce urât a făcut, că nu se poate, că ea schimbă la două zile, la patru zile. De fapt, fața de pernă la două zile trebuie schimbată. Eu am de mătase. Că ea nu vrea să iasă coșuri pe față, foarte multe multe nemulțumiri a avut, foarte, foarte multe. Și v-am spus, n-a ieșit în top, pe primul loc, ea e învățată să fie lider, cum chiar a spus, așa că de data asta n-a putut. Să vedem săptămâna viitoare. Să vorbim de Albert. Albert, care este plăcut de fete în casa mireasa. Dar el, am văzut că nu s-a apropiat de niciuna, doar studiază. E foarte reținut. Vrea să le cunoască pe toate și bine face. Și am văzut niște informații, n-au apărut încă la mireasa, dar o să apară, sper, nu știu, adică cineva care zicea că de la el din oraș îl cunoaște, a postat și a dat și numele, dar nu mai rețin, că Albert, care are 22 de ani și a părăsit iubita după 5 ani de relație, dar când a făcut relația? La 12 ani? Bine, nu chiar la 12, dar zic, dacă are 22 de ani, înseamnă că a făcut relația foarte, foarte devreme, cum să ai relație la 17 ani. Și că s-a înscris la mireasa foarte repede sau după cu calcule, zicea că era deja cu această fată când s-a înscrisese la mireasa. Din moment ce s-a înscris și s-a dus, înseamnă că ceva nu mergea între ei, așa că nu-i de condamnat. Și bineînțeles că au grup, are grup și el și toate, toți cred că au, dar grupul lui îl vrea cu Maria, da? Și cred că i-a dat și directive, că așa fac, cu cine să se cupleze. Așa că Albert a zis că ar vrea și cu Maria, dar vrea să o cunoască și pe Andrada. Andrada zicea că ce are să le cunoască și pe celelalte, că nu e geloasă. Dar cred că este. Am văzut că când era cu Antonia pe scări, era bufnată. Și normal, niciunul dintre ei, în afară de Cristina și Alex, nu vor să se grăbească și bine fac. Da. Apoi, Antonia chiar mi-a plăcut, zicea că ea are ghinion la băieți, are ghinion la mireasa. Și a început să-și plângă de milă, să se victimizeze, că e foarte obositor în casă. Păi ea unde credea că vine la pensiune? Nu. Iar fetele s-au organizat ca duminică seara, ca să ceară un film. E prea devreme pentru film. Nu le dă film din primele două săptămâni, asta mai târziu. Și chiar s-au dus la cameră să ceară,
Dar ghinion nu li s-a aprobat cererea. Că la ora două sau când o fi, după ora două, s-o întrebe Simona Gheorghe, vă declarați cuplu? Pentru că s-au ocupat normal și dacă s-au ocupat, ăsta e regula în casa Mireasa. Da. Apoi mai comentau fetele, am mai vorbit despre asta, dar eu zic doar comentariile fetelor despre Eliza care a dat peste masă și că erau și baloane, că ele s-au speriat, că s-au auzit foarte tare, a crezut că a căzut toate, dar nu, scârma cele de șampanie, au căzut și o criticau că n-a stat să le adune, bineînțeles. Cum să-și adea să le adune, ea are studii și ea face sport și face ce mai face. Cum să-și adea să le adune, da. Foarte urât din partea ei că n-a stat să adune. Foarte urât. Chiar nu mi-a plăcut deloc. Apoi a venit rândul cu Andradei să fie criticată de fete, bineînțeles, că s-a băgat peste Antonia. Păi cum s-a băgat peste Antonia? S-au declarat cuplu, am văzut că Albert ezită foarte tare. Și a spus clar Albert că vrea să le cunoască pe toate. Păi cum să le cunoască dacă nu vorbește cu ele? E foarte corect ce a făcut Albert. Nu că țin cu el, nu, dar zic că e corect în faza asta. Da. Una dintre fete zicea că e urât ce a făcut, că se vede urât de afară. Ce le pasă lor cum se vede de afară? Oricum nu știu ele cum se vede de afară. Și zicea una dintre ele că așa trebuie la distracție, să te dansezi, să dansezi, să te simți bine, nu să stai într-un colț și să stai doar cu cine vrei să-l cunoști. Nu poți să stai să nu vorbești, să nu dansezi, că oricum dacă nu e nimeni în dans, știți că închide staful muzica, închide lumina și trimite la culcare. Asta e regula. Dar la noi nu știu dacă era regula asta, sau poate era și nu mai mi-amintesc eu. Cine știe. Fetele și mamele au ieșit la vârfă, normal. Păi pentru asta sunt în casa Mireasa. Dacă nu le dă televizor, cărți, telefon, să nu mai vorbim de altceva, vârfă rămâne, asta e, la putere. Da? Își dau cu părerea despre... Mai întâi au început așa cu Andreea și Andrei, care au fost eliminați, că le pare rău că n-au apucat și ei petrecerea. Chiar zice Andreea că abia așteaptă petrecerea să distreze, n-a mai apucat. Că a fost eliminată, că trebuia să intre Eliza. Mai bine rămânea Andreea și nu intra Eliza. Mă enervează cu fumurile ei de atâtea școli și atâtea servicii și atâta cât face. Dacă o fi adevărat. Iar mai ziceau fetele că era el prea serios, că îi se trage de când a lucrat sau cam așa ceva în armată. Normal că e foarte disciplinat și eu cred asta nu se potrivea deloc în casa Mireasa. Nu, absolut deloc. Cum zicea și Maria, toți au câte un gărgăune la cap din casă, așa și trebuie. Că dacă ești prea serios, s-ați văzut ce se întâmplă. Dar toate sezoanele a fost așa. Și în sezonul nostru, o dată afară pe Lavinia, care era o fată cu minte, chiar a început să o relație, o dată afară. Da. Și apoi și-au dat mamele, bineînțeles, părerea despre cearta dintre Andrada și Antonia pentru Albert. Antonia zicea că ea nu se ceartă cu fetele pentru băiat, dar a stat la petrecere îmbufnată toată seara. Și una din mame zicea că îi pare rău de Antonia, că e fată bună, dar am văzut că toate mamele erau împotriva ei. Nu o plac absolut deloc pe Antonia. Una zicea că se exagerează foarte mult, că toți au venit pentru cineva, pentru o relație. N-au venit să se dea mari că ei sunt artiști în tatuaj, parcă ar exista așa ceva. Apoi fetele și-au dat părerea și de Cristi, noul intrat în casa Mireasa, bineînțeles. Una zicea că e de treabă. Bineînțeles că Eliza a zis că e afemiat, că e lăutar. Și după părerea ei, toți lăutarii sunt afemiați. Dar mai sunt și femei care cântă și alea, știau ce s-a întâmplat cu ele. Și Cristina, îngrijorată de luni, pentru că știți ce a făcut, s-a sărutat cu Alex și acum o să fie întrebată, nu? Doamna Daniela, asta de vorbă cu Delia, mie îmi place de doamna Daniela. E așa de liniștită, e o femeie deșteaptă, știe multe lucruri, dar a cam eșuat în educația băiatului, dar nu contează. Sunt copii care
primesc o educație foarte bună și se strică pe parcurs. Știți că am văzut cazuri, chiar am văzut cazuri. Sigur că i-a dat o educație bună lui Cristian, dar cum a crescut, are 26 de ani, vă dați seama că nu mai ascultă de nimeni. Face ce vrea el. Ele stăteau de vorbă despre călătorii. Doamna Daniela spunea că a călătorit foarte mult, chiar a zis niște țări pe unde a fost și vorbeau de Thailanda. Iar Delia zicea că iar vrea să meargă, încă nu știe când, dar vrea, într-o excursie, undeva într-o țară, în Thailanda, unde o fi, singură, fără prieteni, fără iubit, în caz că ar avea, bărbat, familie singură, să se ducă singură la aeroport, să ia avionul singură, să se ducă, să șadă singură, singură. Chiar e bine așa, să știți că și mie mi-ar place să merg singură. De fapt, când am venit aici unde sunt, singură am venit. Și mai vorbea Daniela că e ro-vegan. Vedeți, e ro-vegan. Doar atunci cât, o perioadă cât a fost însărcinată, 94, cam așa ceva spunea, atunci a mâncat normal. Dar nu i-a picat bine. Cum nu mi-ar pica nici mie, care sunt doar vegan, dar am de gând să devin ro-vegan, să știți. Am de gând. Am în plan asta. Cred că de pe 1 octombrie, pentru că atunci am început să fiu vegan pe 1. Așa, și ea zicea că avea tot timpul probleme când se ducea la cineva la masă, avea probleme și cu cei din familie, pentru că dacă se ducea la prieteni, undeva invitată, pur și simplu nu știau cu ce să o servească. Ea spunea că nu, n-am nevoie de nimic, ca niște fructe și niște legume, că sunt și legume care se mănâncă crude. De fapt, dacă ești ro-vegan, n-ai voie să treci nimic prin foc. Asta e. Asta e, nimic prin foc. Zice, acolo unde am citit eu, că alimentele sunt omorâte prin foc. Asta e hrană vie. Da. E adevărat. Și Delia. Chiar povestea doamna Daniela o întâmplare, era în avion, și știți că acolo vin și care ați fost cu avionul, se servesc diferite mâncăruri, depinde, dacă ești la clasa întâi, mai multă mâncare, dacă ești la economic, mai puțin. Dar mie nu-mi place să mănânc în avion, îmi iau câte o cafea sau un pahar de suc, mai mult nu, chiar nu-mi place să mănânc în avion. Ea fiind ro-vegan, vă dați seama că nu putea să mănânce absolut nimica, iar lângă ea erau doi nemți și ea... Și zicea că trăia că, de fapt, la, ei vorbeau între ei, nu știa că ea știe germană, și zicea că asta s-a coborât din copac, da? Apoi doamna Daniela le-a răspuns în germană și ei s-au simțit, vă dați seama, foarte, foarte stângerit și foarte bine au făcut, da. Ele stăteau de vorbă, doamna Daniela cu Delia pe terasă, era și pisicuța Miții. Și era și Laura, care doar asculta și nu zicea nimica. Apoi a luat pisicuța și a pus-o lângă ele, dar Delia a zis că nu-i place să fie așa aproape, poate o fi alergică, nu știu, dar Laura spunea, păi eu dorm cu ea în pat. Apoi o admirau că are ochi frumoși. Pisicile toate au ochi frumoși, mai ales cele cu ochi albaștri. Și eu am pisici și n-au ochi albaștri, ochi verzi. Iar... Puțin mai târziu, doamna Daniela a deschis o discuție despre bucătărie care a comandat-o și că bucătăria era de la Ikea, știți că le aduce bucăți, dar că cei care au montat-o n-au montat-o bine și nu știa ce să facă. Apoi Liviu s-a oferit să o ajute când vor ieși din casă, normal, că nu îi lasă nimeni să plece. Că el a lucrat în Germania la Ikea și știe foarte bine cum merg lucrurile și mai spunea că acolo munca e de calitate, normal. De-aia și zice lucru nemțesc, e de calitate. Apoi mai spunea lui că el a lucrat în mai multe țări, dintre care Norvegia, Germania, Belgia și că a învățat repede limba. Păi, normal, vii într-o țară, nu știi limba, nu te bagă nimeni în seamă, cum vorbești cu ei? Am învățat o limba acestei țări foarte repede, nici într-o lună, bine, strictul necesar, dar am învățat. Eliza, noua concurentă, a avut cină cu băieții ca să se cunoască mai bine, pentru că ea a intrat
foarte recent și n-au apucat băieții să o cunoască. De fapt, n-au apucat nici pe Andreea. Și a fost eliminată. Ați văzut ce purta pe cap, o coroniță de flori albe. Nu știu de ce, dar părea foarte ridicolă. Mai era una în sezonul 5 care tot așa își punea coroniță, zicea că e prințesă, dar văd că acum și-a revenit. Și-a revenit și-a făcut familie. S-a apucat să le pune etichete pe la toți, lui Albert și lui Denis, chiar și de Cristi a zis că ei sunt, cum le-a zis, cântă, ei cântă și sunt avemiați. Da. Așa că ei nu îi plac, bărbații afemiați. E cui îi plac? De fapt, nici o femeie nu cred că vrea un bărbat afemiat, ca să-l împartă cu 10 de alte femei. Dar ea știe un lucru, cei care cântă la evenimente, toți sunt afemiați. Da. Și cum le-a mai zis, leutari, așa le-a zis leutari. Mai povestea că a venit pentru experiență. Ce experiență? Casa Mireasa, să vadă cum e. Cred că a văzut la televizor și ia să trec și eu să văd dacă așa e sau nu. Da. A întrebat dacă place, bineînțeles că o treabă de top 3, de dacă place pe cineva. A zis că are în vedere, dar nu s-a pronunțat. Că Denis și Albert sunt gagicari, expresia ei. Eu nu o folosesc, dar am spus-o pentru că ea a zis asta, a vorbit și cu Cristian, apoi au făcut fotografii, cu coroniță pe cap, bineînțeles, și a vorbit și cu fetele și cu mamele, da, au vorbit de partea de petrecere, dacă le-a plăcut, dar de ce să nu le placă? Chiar în timp ce dansa cu Albert, mi se pare, sau cu cine dansa, ea a trântit, cu Denis, parcă, da. A trântit, cum se balansa acolo, a trântit niște pahare de pe o masă, dar nu le-a adunat nici ea, nici el. Au plecat și au venit Liviu și parcă cu Maria le-au strâns. Nu-mi place de ea, e antipatică. Într-un cuvânt, pot să spun că este antipatică. Nu li s-a aprobat cererea pentru că trebuia să facă niște ședințe foto, toți. Băieții, fetele și mamele. Pentru rețelele de socializare, așa cum apar, care le vedem noi fotografiile cu ei. Am văzut că au făcut și poze de grup și singuri. Așa că, dacă înainte să refuze staful cererea, fetele vorbeau câteva dintre ele, s-au dus că trebuia să fie toate la cerere, dar Antonia n-a vrut prima dată, zice, nu că eu nu vreau, nu vreau să văd film, n-a vrut. Talente face și asta, să simte neîndreptățită, să simte rănită. Dar chiar îi spuneau mamele Antoniei, tu trebuie să lupți pentru cine îți place. În general, așa, la toate fetele le spunea. Așa a zis și una dintre, de la Capricci, una dintre invitate, că tot așa. Să nu-ți pese dacă e în cuplu, îți place, te bagi. Interesant sfat. Eu știau exact invers, știam eu, că dacă e cu cineva, înseamnă că e interesat de ea, nu m-am băgat. Dacă stau bine și mă gândesc, m-am băgat și odată când aveam 17 ani. Dar eu m-am băgat decât să stric, că nu mi-l trebuia pe băiat, decât să-l stric. Și am stricat. Și vedeți, pedeapsa e că mă gândesc acolo la asta, după ani, 40, peste 40 de ani, și mă gândesc la asta. Era relația serioasă. De fapt, dacă s-a stricat așa repede, pentru mine care aveam 17 ani, înseamnă că nu era relație chiar așa serioasă. Cu asta mă consolez. Dar dacă n-aș fi intervenit, poate că ar fi fost. Nu o să aflu niciodată asta. Cam atât am avut să vă spun despre cum au petrecut concurenții sâmbăta și duminica. Și vă rog să mă urmăriți în continuare. O să vin și cu alte informații. Vă urez o zi plăcută în continuare și ne vedem mai târziu. La revedere!